În cadrul adunării generale organizate în weekend, femeile social-democrate din Râmnicu-Sărat și-au ales o nouă conducere. Pentru funcția de președinte al structurii s-a înscris un singur candidat în persoana profesorului pentru învățământ primar și preșcolar, Gabriela Nicolescu. Aceasta a fost aleasă cu majoritate de voturi să conducă organizația de femei de acum înainte. Tot în cadrul adunării generale au fost desemnate și persoanele care vor ocupa funcții de conducere în biroul organizației. Astfel, secretar executiv va fi Rafaela Romaneț, iar cele 5 posturi de vicepreședinte vor fi ocupate de Mariana Apostol, Doina Gheorghiu, Dorina Bedereag, Margareta Bărzoi și Loredana Terțiu. Eu am mare încredere în Organizația Femeilor Social-Democrate din Râmnicu-Sărat. Știu că este una puternică, bine consolidată, în care tinerețea se îmbină cu profesionalismul. Pentru viitor ne dorim o încredere mai mare în ceea ce reprezintă vocea femeii în politică și implicare în cât mai multe proiecte sociale. Un alt obiectiv al nostru este creșterea numărului de femei din structurile politice, a declarat noua președintă a OFSD Râmnicu-Sărat, Gabriela Nicolescu. La adunarea generală a Organizației Municipale a Femeilor Social-Democrate Râmnicu-Sărat, fostul primar al municipiului Viorel Holban, actual secretar al Organizației Județene a PSD Buzău, a făcut un anunț important. Liliana Zbârnea, membra PSD Râmnicu-Sărat, va ocupa locul 2 pe lista partidului pentru Senat la alegerile din luna decembrie. Aceasta are toate șansele să ajungă în Parlament și se va bucura de susținerea întregii organizații râmnicene. Femeile Social-Democrate din Râmnicu-Sărat și-au arătat susținerea și pentru candidaturile de la Camera Deputaților a Carmen Sitei Pricop, președintele organizației județene OFSD Buzău, și a Marianei Cristea, președintele organizației locale municipale OFSD Buzău.